astăzi vorbim despre bebeluși și despre masajul la bebeluși dintr-un motiv foarte simplu și practic. În primul rând, este imposibil să nu fie avut de-a face cu prieteni, cunoștințe, vecini care să aibă în casă un bebeluș. Aha, mă bună cu cărucioare. Acum, în general, până în 89 era așa numită școala mamei, unde erau învățate mămicele încă din spital cum să facă și ce să dreagă cu copilașii. Pentru că se întâmplă un fenomen atunci când se naște un copil. De fapt, două fenomene se pun. Se naște un copil și se naște o mamă. Din păcate, în prezent nu se mai nasc mame, se nasc doar copii. Și atunci, viitoarea mămică merge la spital, este asistată la naștere, pleacă copilul în brațe, gata. Și de aceea, acolo, că știe mumăța, că știe soacră, că știe nașa, nu mai are importanță, cum să își crească copilul. Majoritatea nu știu. Înainte era moașa comunală, moașa de la țară, care știa toate lucrurile și din zona vizibilă, cum să speli copilul, cum să-l tragi, cum să-l... o grămadă de lucruri, să o asiste pe gravidă și vedeți lucrurile din zona invizibilă, aceea protectoare. Aia e altă poveste. Statistic, noi suntem pe primul loc în Europa la nașteri în spital și pe ultimul la nașteri la domiciliu. În Olanda, de exemplu, 90% dintre nașteri sunt la domiciliu și doar foarte puține în spital. Noi suntem pe primul loc la naștere prin cezariană din Europa. Olanda este și Anglia sunt pe primul loc la naștere pe cale natural. Foarte important, nașterea naturală. Bun, pe fine, ideea este următoarea, că nu există în viața noastră imediată, în anturajul nostru imediat, să nu avem de-a face cu mămicuțe care au un bebel, care are nevoie, în primul rând, de masaj, dintr-o mulțime de motive care o să le vedem mai departe. Deci ar fi niște motive. Și la o formă de tablete, de atingere, este ținut în brațe. De către mămicuță. Nu se mai întâmplă, decât foarte rar. În ziua de azi. Pare greu de crezut, dar așa e. Da? Refer acestea, deci, masajul bebelușului, scutere protector, învață prin intermediul atingerilor să-și descopere corpul. Deci, în momentul în care copilul este stimulat tactil, noi îl masăm de la vârful degetelor de la picioare până la nivelul capului și pe spate și pe față, să vedem cum se face, prin intermediul acestor stimuli, creierul îi cere să-și activeze tot felul de reflexe. Da? Deci noi ne naștem cu un bagaj de neuroni care sunt la inventar și trebuie conectați între ei. Sinapse se cheamă, da? Fiecare informație nouă face câte o sinapsă, da? Ce înseamnă informație nouă? Stimuli. Stimuli, da? Cei mai buni stimuli pe care și dorește cel mai mult creierul sunt stimuli tactili, încă o dată. Nu vizual, nu are... Și ăștia sunt importanți, sigur, de aia avem la inventar organele de simț. Dar muma lor este simțul tactil. De ce învață în termenul atingerilor să-și descopere corpul? Foarte important. Un copil autist habar n-are de corpul lui. El trăiește ca și cum ar fi corpul lui. Bă, spunea că evoluiește despre la persoana a treia. Simona, zice și ea. Ce face Simona? Și el zice, ce face Simona? Simona face bine. Deci tu ești Simona. Eu sunt Simona. Cine e Simona? Tu ești Simona. Da? Mă atât nu își integrează în creier propria corporalitate. Ok? Așa. Cum se face treaba asta? Păi luna conștient de corp prin intermediul asta. Important? Important. Și activează reflexele cerebrale sau simte spațiul în care trece. În momentul în care face masaj bebelușului, nu doar că ia conștiință de propriul corp, da? Receptorii din piele, receptorii la nivelul tâlpilor, foarte important. Începe masajul cu tâlpile, da? În creier, desenează corpul, masajul ăsta, el ia la conștiință de corpul lui și îl primește la inventar, opa, am și eu ceva, ce? Uite, chestia, e al meu, da? Îi apare sentimentul de a fi în ceva, într-un corp, și în același timp apare sentimentul că este undeva, într-un spațiu. Eu și restul lumii. Păi dacă nu-i faci un masaj, îi lăsăm acolo, aruncăm într-un leagăn. Copilul ăsta va avea mari probleme, adică va reacționa greu, se va integra greu în spațiu. Da? Și el tot timpul într-o căutare. Vrea, el vrea, are determinare, are voință. Și începe să acumuleze. Și se specializează într-un domeniu și începe să facă bani. Dar este defect, de fapt. Da?
și strânge și vrea 10 avioane, cum are Trump, și vrea nu știu câte, da, nu e ok. Majoritatea lor care ne conduc sunt bolnavi, de fapt. Din cauza asta, printre amele, da? Miliardele de recepturi masate aflate în piele ajută copilul încă din primele zile de viață să treacă de la acel tip de sensibilitate primară. Ce înseamnă sensibilitate primară? El cunoaște lumea prin tunelul buzelor. Dacă dai un copil ochelari, el duce la glazuri, îi dai un căion, duce la buze. El cunoaște lumea prin intermediul receptul ăsta, la nivelul buzelor. Pentru că aici așa este locul în care primește hrana care ține în viață, laptele, da? Pe urmă, deci, trece de la sensibilitatea primară, localizată în primul la nivelul buzelor, după aia la nivelul mâinilor, care au cea mai reprezentare pe creier, vorbeam, așa, la una mai amplă, echilibrată și dezvoltă mai rău cu motricitatea voluntară. Se refacționează la creier, creierul începe să restructureze informațional și începe să cunoască lumea, se dumirește, da? Pe măsură ce se dezvoltă. Imaginea pe care o dezvoltă în parcursul primilor luni și ani de viață va fi în comparație mai bine dezvoltată dacă el se va bucura din desfacerile masajului. Din toate motivele care le considerăm mai devreme. E interesant? Bine. Bebelușul, care a fost masat, va avea simțurile mult mai dezvoltate. Simțul tactil, regele simțurilor, dă sens realității în care copilul viețuiește. Dar înseamnă mai devreme. Realitatea înseamnă realitatea mea, personală, eu, corpul meu, îl am, îl simt. De ce? Păi, dar m-a ajutat în micuța mea, uite-mă, cum a stat și eu la conștiință de el. În același timp, realitatea exterioară. Sunt unde să? Într-un spațiu. Răsfățat cu atingeri, va începe să comunice din ce în ce mai bine, prin intermediul atingerilor la început, apoi prin miros, prin sunete, văz, gust și în toată orchestra asta a celor 5 plus 1 simțuri, da? În paralel, crește ce? Încrederea în el. Da? De ce, mă, masajul la perioada copilăriei, printre multele altea, foarte important de ea, îi sporește copilul încrederea în el, masajul. Da? Câți oameni au încredere în ei? Foarte puțini. Da? Iată cu stima de sine și promoțiunea la dată. Și cu imaginea de sine. Care se structurează greșit din primele luni de viață. Din datorită nepriceperii mămicuței. Încă o dată. Răspund cu ce începui. Avem cunoștințe, prieteni, rude, neamul, colegi, prieteni și mai departe, care au copilași. Și nu strică să le mai spunem două, trei vorbe. Nu cum vă spun eu acum cu substanțele, știu că activatorul așa, dă-te tot toate afară, vă înjură. Așa, pe zi valor, cât de important e, da? Așa, și, la sunt oamenii reticenți, le explici cum e baie. Deci pe la ea, când îi face baie copilașului, nu mă, când îi faci baie, de seara, că așa se dau și eu la tine, te ajung și eu. Și îi explici, uite ce, de ce e important să faci masaj pe tărului. Întâi ce îi faci veloci și vorbești cu el și gâdile acolo, frumos. Și îi place. Trebuie să mai citesc o dată articolul ăla, diferența dintre femeia inteligentă și înțeleaptă. Eu am rămas în partea aia cu inteligența. Ah, bine. Și... Deci, rămâne aici cu ideea că masajul sporește încrederea copilului în el însuși. Important. Acționează pe femeie ca sfatul aparatelor, în special cardiovascular, respirator, digestiv. Aici nu mai explic de ce, pentru că la început am explicat de ce masajul este important pentru toate aparatele sistemului și cum. Este important pentru piele, pentru inimă, pentru sistemul nervos, pentru mușchi, articulații și așa mai departe. Da? La fel și la copil. Acum, gata. Trecem la un alt. Ia. N-are și șosetuțe. Niciunul dintre manichine și a copii care le-am nu este corect. N-am găsit unul bun care să-mi placă mie să se ducă copilașul adevărat. Dar ne descurcăm. Copilașul în burta mamei stă cumva adunat în pacheta ta. Uite cam așa. Da? Așa? Nu, că ești fundul lecii. De ce te pui din... Da? E bine. În momentul în care stă așa, da? Automat, unul cel mai important tendoane, tendonul Achile, datorită poziție este scurtat. Când el a ieșit afară, da? Și este... Să oferă gravitație. Da? El își revine în tiparul lui normal. Mai ales când piciorul, când va se ridică la vertical, automat se aliniază toate lucrurile. De la sine, fără alte intervenții, dar cu ajutorul masajului cu atât mai repede. Și atunci explicăm de ce este important masajul în situația asta, de picioare strânse.
Deci tendoanele fiind mai scurte decât ar trebui, tendonul Achilles este cel mai important, nu pentru că au mușchi, oase sau altfel de țesuturi, lipsă, așa cum înțeleg multe mămici. Da? Spuneam, scrisă împachetat, în poziții defectuoase. Ce înseamnă poziții defectuoase? Păi sunt, de exemplu, mămicuțe care zic, bă, nu trebuie să mă arăt cu burta mare, că nu vreau să am fetă când la vidă, sau eu vreau să-mi păstrez silueta. Și atunci ce fac ele? Încep să încingă cu tot felul de chestii și maschează sarcina o perioadă de timp și au pantaloni strânși și tot așa și tot așa. Ei, lucrurile ăștia agresează copilul și îl fac să se împacheteze într-un mod de firesc și își, da? Își strâmbă picioarele, da? Sau corp. Deci poziții defectuoase nu întâmplă numai, de acolo se întâmplă. De la tot felul de situații datorate nu mici, da? O femeie gravidă trebuie să poarte haine largi, nu trebuie să poarte topuri, da? Și așa mai departe. O să vorbim la gravide, da? Mai este o cauză pentru picioarele strâmbe, având în vedere faptul că la nou născut, o să vedem, oasele conțin foarte puține minerale. Duritatea osului este dată de calciu și magneziu, într-o formă foarte dură, carbonat de calciu. Cum? Îl ia de la ea în timpul sarcinii, de-aia ia deodată, își pierde dinți. Da. Îl ia, ok. Doar că scheletul copilului conține foarte mult apă. El e foarte fragil. Foarte ușor rupi un picior al copilului. De asta zic, când la naștere trebuie să fie multă băgare de seamă, tu ca și, cum spune așa, care obstetician, da? Să nu traumatizezi copilul. El e, cum spune, gelatinos aproape. Deci oasele lui sunt aproape gelatinoase. Nu au minerale, nu sunt dure. El nu are schelet. Are scheletul structurat, format, dar mai târziu capătă duritate. Exact. În măsură ce se dezvoltă. De asemenea. De acolo. Atunci. 1. 2. Și atunci este explicat de ce picioarele lui sunt strâmbe și se pot îndrepta cu ușurință. Da? Nu sunt oase, nu sunt structuri dure, minerale, pietrificate, cum este osul de adult, da? Oasele mele sunt tari, da? La copilul meu așa, sunt aproape gelatinoase. Mușchii. Altă structură. Mușchii au proteine contractile, da? Mușchii meu când se contractă e dur, da? E tare. La copii nu, e aproape apă, nu are proteine contractile și așa se dezvoltă cu timpul. Încep să apară contracțiile și așa, da? Ați înțeles? Și atunci. Revenim. Deci piciorul cu piciorul strâmb, valul sechin, așa se cheamă, se datorează faptului că acest tendon al Achille este scurtat din perioada intrauterină și atunci pare că piciorul este, degetele nu privesc înainte, parcă privesc în jos, da? Și el calcă pe partea exterioară. Și asta sperie mămicuța. Și pe ce vreau, are piciorul strâmb, e la picioare strâmbe. O să fie copilul ăsta. Aaa, ca o maimuță, vai de capul meu ce copil mi-am făcut și eu. Și disperată. Și intră în depresie. Și este... Și atunci venim noi și explicăm frumos. Deci, piciorul plat, așa zis, da? Se datorează tendinței de grăsime de pe tavă, ce se rezolvă în cele mai multe cazuri atunci când copilul va cocheta cu gravitație. Dacă începe să facă primii pași așa, încet, încet, terminațiile nervoase, receptorii la nivelul tărpii, care sunt foarte mulți, da? Încep să facă conexiune cu creierul. Până la reflexoterapie, că nu mai revin, da? Și uite, așa se configurează datorită gravitației. Gravitația este unul de mari noștri prieteni și unul de mari noștri dușmani. Ia casoană de vertebrele, ia produce o grămadă de probleme. Dar în același timp ea ne configurează. În burta mamei este imponderabil, e ca cosmonautul în cosmos, plutește. Da. Ce treaba e cu gravitația? Păi mama îi amortizează toate lucrurile. Ei, până la 2-3 ani, când aceasta va fi amintire. Pentru nu stare de grăsime, deci are piciorul normal. Dar va prezenta algo specific. Mămicile îngrijorate, de vestea ca așa, nu prezintă semne care are deformității, trebuie să știe că bebelușul se dezvoltă foarte rapid în primul an de viață și că mișcarea este elementul cheie. Cine configurează bebelușul în tiparul lui normal, fiziologic, sănătos, corect, frumos? Da? Mișcarea. Deci nu e copilul și dai pe-l în pătuț, îi bagi biberonul în gură, hai, măgaș, ok, gata, și uiți de el. Trebuie să-l îmbrate, să nu-i. Am aici așa, că venim vorba, niște exerciții care se fac cu bebelușul. Vă dau la fiecare. Da. Le citiți. Dacă învățați, țineți minte 3, 4, 5 din ele, sunt utile, ca să le și spuneți, știi, la un micuț.
Uite așa. Vrei? Nu, cum e peste aia, dar nu. Vrei. Dacă consideri că se este utilă. Îmi este, dar nu o păstrez. Are voie. Bă, nu, poți să... O citesc. Păi uite, așa am rămasă. Bine. Mișcarea, da? Mișcarea. Masajul. Mișcarea, exerciții. Adică nu mai facem masaj. Îl tragem. Deci nu putem. Facem bicicleta. Încrucișem mâinile. Picioarele. Da? Tot felul. Sunt multe. Acolo sunt exercițiile ăștia. Mișcarea este stimulul creșterii al dezvoltării coordonării și al întăririi mușchilor. Pe brușul fiind cel care crește cel mai repede și cel care și-a întrebat cel mai ușor și mai repede picioarele. Deci uite, exercițiile, mișcarea și masajul sunt cele care pun copilul în ticalul bun, corect, sănătos. Pe talpă, sigur, sunt o mulțime de recepte. I-am învățat la fizioterapie, de ce și cum, organe, proiecții și așa. La nivelul degetului mare, terminațiile nervoase de pe degetul mare, degetul mare la picior, merg direct la centrul echilibrului vestibular, aici, în spatele urechii. Dacă eu vă tai degetele mari de la picioare, o să puteți sta în picioare și o să și puteți merge. Dar va fi foarte greu să vă păstrați echilibru. Vă veți dezechilibra și vă veți prăbuși la un moment dat, pentru că neavând degetul mare care să comunice cu centrul echilibrului, creierul nu mai știe. Dar e și chestia de postură, de sprijin. De tot? Da. Presupunem. Da, deci un om care nu are degetele mari de la picioare, are mari probleme aș păstra echilibrul. Creierul nu mai știe. Mari, nu... Și te prăbușești. Din 1-4, copilul poate sta singur fără sprijin așezat pe funduleț. Da? Din 1-4. Deci spuneam la coloana vertebrală, mi-am ceva aminte, că se formează acele curburi. Deci prima curbură care se formează este cea cervicală. Când copilul, da, stă pe burtă, ridică cap. Și se formează prima dată curbura cervicală. A doua curbură este asta toracală. Când el stă în funduleț, da? Și în fine, când se ridică în picioare, se formează și asta lombară. Da? Ăștia sunt cele trei, așa. În momentul în care el poate să stea în funduleț, da? Se întâmplă un lucru. S-a ridicat, ochii lui deja câmp vizual foarte larg. Și începe să dezvolte ce? Creierul din spatele ochilor. Prefrontal. Și încep să apară lucrurile care îl transformă într-o ființă umană. Începe să înțeleagă, începe să recunoască, începe să priceapă. Încep, încep să pun cap la cap și datele și începe după aceea să vorbească și să comunice. E vorba de o adaptare dinamică la mediul de viață, nu știu ce. Învață și la echilibru. Mai întâi cu singurile de obiecte, apoi singur primii pași. Două luni, copilul apropie mâna de un obiect, însă abia după două luni el poate să deschidă pumnul. Deci el la început apucă și strânge obiectul. După aia îi dă drumul și începe să-l cunoască, da? Așa lucrează sistemul nervos, da? Focalizează, discriminează, interpretează. Senzațiile ajută copilul să se conecteze cu mediul. Și ăștia sunt, vizuale, senzațiile. În principal, proprioceptive, kinestezice și de echilibru. Aici, ultimele, au importanță în contextul masajului și a exercițiilor. Proprioceptive, kinestezice și de echilibru. Fără masaj pe exerciții, privăm copilul și lăsăm handicapat. Multe probleme legate de spațialitate, de mișcare, de dezvoltarea corpului, de tiparea lui funcționale și anatomice, da? Aparatul vizual al copilului. Spuneam că nu vede copilul la naștere. E orb. Fibrele lui, ale nervului optic, fibrele ochiului, se mielinizează abia după 3-4-5 ani de treaba asta. Că nervii lui îi are la inventar, există, dar nu transmit impuls nervos. Pentru a se transmite impuls nervos este nevoie de o teacă de mielină care are niște ștrangulații, ranghiere, se cheamă, prin care aleargă stimuli nervoși. Stimul electric, impulsul nervos, ăsta e cuvântul, da? Și atunci vine fotonul, lovește retina, nervul optic din spate începe să arunce pe creierul ăsta occipital și se formeze imagini. După 3-4 luni, copilul începe să vadă. Ca să mai spun că la început, primele imagini sunt în alb și negru. El nu vede colorat. Mai târziu vede colorat, da? Bine. Vede cel mai bine fața mamei, la 30 de ani începe să vadă. Deci lui trebuie să-i te pui aproape. El la distanță nu vede nimic. Probabil de... Da. Copilul trebuie să-i se pună înainte ochiului un obiect ca să-l observe. În primele luni, strabismul. Iar altă problemă cu strabismul. Nu ține de noi, dar face parte din povestea cu piciorul strâmb. Piciorul strâmb. Mușchii care centrează ochiul, se vadă o singură imagine. Forma obiectului care intră copilul în contact, și asta e util de știut,
sunt obiectele care au formă în principal rotundă sau sferică sau ovalară. Nu cele ascuțite. Adică majoritatea jucărilor pentru bebeluși sunt rotunde. Ăștia le preferă el. Și dacă vrei să-i dai copilașului ceva care să-i atragă atenția și să-l stimulezi, vizual, auditiv, da? Dea obiecte care intră în formele așa, rotundă, sferică, ovalară. Pe urmă, preferă fotografii care se văd chipuri, nu peisaje, chipuri. Eu trebuie să vadă chipuri, da? Îl stimulează. Copilul este cel mai fascinat de ochii persoanelor și de fața lor. Deci dacă în fața copilului se află un om, atenția lui se atrasă de față și de ochi în special. Nu de mâini, nu de piept, nu de altceva, da? La nașterea copilului se aproape sunt mai povestind din cauza lichidului în momentul în urechea, după 3 luni copilul întoarce capul spre zgomot, te aude vocea mamei, după un an el își controlează reacțiile. Calitățile pe care trebuie un ulei. Cum trebuie un ulei? În farmacie acum găsim tot felul de ulei de bebeluși. Deci ce trebuie să fie? Cum trebuie să fie un ulei de masaj? Cum îl verificăm? Da? Deci nu trebuie să evite pielea, trebuie să protejezi, să uiteți felicite coloranți, conservanți, aditivi, citim acolo pe... Așa. Acum, cum verificăm dacă uleiul este bun? Când îl cumpărăm. Da? Punem la glezna copilului, aici așa, da? La interior. Și așteptăm 3 legende. Dacă se înroșește pielea, dacă apar bubițe, da? Iritații, nu folosim. Înseamnă că pielea copilului reacționează, da? Asta odată, la început. Dacă nu se întâmplă nimic, apoi folosim în continuare. Înseamnă că îl tolerează, e bun. Bine, dacă nu apare nicio reacție, putem folosi un creier. Semne care arată că bubiciul este obosit. Când are el chef de noi. Cum? Duce pumnul strâns la față, da? Atunci înseamnă, lua-te-o în pace. Oprește-te. Începe să sughițe. Începe să schimbe culoarea, devine ori palid, ori cianut. Da? Se vede, deci trebuie să tremure. Începe să respire tot mai repede. Da, nu lăsăm, mă obosim. Începe să caște, capătul o expresie mirată. A văzut că își ridică... Da. Adică nu mai. Cred că s-a născut mirată. Are niște ochi așa, dar nu, așa e. Aia e creditare. Aia este, da. Începe să dea de mâini. Lasă. Deci, rupați. Da. Pleacă de aici, lasă-mă mai, plânge. Începe să vezi. Cum corectăm lucrurile ăștia, da? Ne oprim din manevre care îl obosesc. E ceva care lui îl stup la solicită, nu-i convine, da? Manevrele. Reducem intensitatea stimulului. Zgomote, muzică prea tare, vorbitul prea intens, vorbim prea tare cu el. Trântim ușile, capacele la WC, gălatea de gunoi. Îl deranjează. S-ar putea să fie din zona asta supărarea lui, da? Sau simul luminoși. Reducem lumina care, trage de aprile, folosim becuri mai mici, da? O manevră simplă, dar cu efect, așezarea cu delicatețea mâinii mamei, ce vă pot eu? Mâna pe cap și picioarele, este poziția din uter, cum ar veni, da? Și se liniștește, da? L-am putut.